viața la țară poate fi încă trăită în România. Cu atât mai mult în România, pentru că avem soluri fertile, avem o climă foarte favorabilă. Eu pot să observ în Maramureș, prin comparație cu ce auzim despre sudul țării, că avem o climă foarte bună, iarna asta a fost foarte blândă, avem umezeală la timp, avem binecuvântări de la Dumnezeu, că contează foarte mult să fie ploaie la timp și vreme uscată, soare la timp. Și încă le avem în Maramureș și în România, în general. Deci, pare un nonsens pentru oameni. Am văzut chiar în online unii oameni care spun, păi eu locuiesc în Italia și uite că fac agricultură. Da, dar oamenii de ce nu se implică la fel de mult să facă agricultură în țară? De multe ori avem piedici și în a face asta în țară. Dar dacă ne implicăm, noi suntem convinși că cu implicare maximă, așa cum ne implicam în străinătate când am stat la Londra ca să producem un ban, să-l putem investi să ne construim aici casa pe care ne-o doream, tot la fel, cu implicarea aia poți să faci foarte, foarte multe lucruri în țară. Mulți oameni gândesc de rău despre România și nu au curajul, n-au voința să se implice la fel de intens în a face ceva aici. Noi vrem să trăim acasă. Aici e casa. Aici ne putem face casa oriunde, dar România e casa noastră. Cred că avem printre cele mai frumoase ținuturi din Europa și ar trebui să le apreciem mai mult.